Eroii căzuți în războiul de la Nistru au fost comemorați și în raionul Cimișlia pentru a marca ziua memoriei și recunoștinței față de cei care au apărat pacea de astăzi cu prețul vieții la monumentul celor 10 eroi din raionul Cimișlia căzuți pe câmpul de luptă. A avut loc un meeting de comemorare la care au participat câteva sute de persoane, printre care și elevi ai liceului Ion Creangă din oraș. Elevii au purtat în mâini fotografiile eroilor din raionul Cimișlia căzuți în luptele de la Nistru. Astăzi este o zi foarte importantă pentru noi, pentru că noi comemorăm cele 10 persoane care sunt ale Cimișliei, care au căzut apărându-ne pe noi și dându-ne nouă un viitor mai bun. Suntem recunoscători acestor soldați. Noi purtăm chipurile acestora deoarece fiecare să-i vadă ca să-i cunoască toată lumea. Ei sunt niște eroi adevărați. Combatanții s-au adunat la monumentul din Piața Sfintei Marii din Cimișlia. În cadrul meetingului, veteranii și-au depănat amintirile despre acel crunt război. Până în timpul de azi mai jisez luptele și alea. Era timpul rău, frig, primăvară, dar atunci era și ninsori. Echipament n-aveam deodată, ne-am dus cu două automate și cu pistoletul la contra tankurilor lor. Pe urmă, da, ne-au aprovizionat cu armament. Am fost ridicați din prima zi, de pe data de 2 martie 1992. În timp de 6 luni de zile am fost în mai multe locuri. Și la Gura Băcului. Unde a mers o ofensivă între satul Gura Băcului și Băcioc, chiar pe pod. Am fost împușcați și din alazani și din toate felurile de muniții. Au revanșat cu un război împotriva noastră. Noi le-am repostat și ne-am apărat pământul strămoșesc. Aici sunt oamenii care au participat de la 17 martie, n-au ieșit din tranșee. Un număr foarte mare de carabinieri din raionul Cimișlea, care permanent pe câmpul de luptă, fără schimb. Eu cu acești băieți am intrat în Tighin, așa că l-am pierdut 10 morți, vreo 65 răniți au rămas. De 32 de ani, ochii Tatianei Buftic din Cimișlia nu se mai usucă de lacrimi. Femeia spune că își așteaptă fiul și astăzi să revină acasă. El lucra la Cineu Milționer. S-a dus, el a luat, s-a dus. Nu a mai venit înapoi. Câți ani avea? 23. Îl așteptam să vie, dar el l-a adus în zăcrii. Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească și iertare de păcate să le dăruiască. Un sobor de preoți a oficiat slujba de pomenire a eroilor căzuți pe câmpul de luptă. În semn de recunoștință pentru curajul și jertfirea de sine, administrația locală a înmânat diplome veteranilor, iar Ministerul Afacerilor Interne e decorat cu medalia Vulturul de Aur. Totodată, 8 combatanți care sunt țintuiți la pat au primit din partea administrației locale câte un ajutor financiar în mărime de 2000 de lei. Eu vă doresc sănătate celor care prezintă aici, celor care nu au putut să vină astăzi cu noi. Dumnezeu să ierte pe camarazii noștri, colegii de război. Vreau să menționez, să nu uităm că dușmanul nostru din 92, el s-a pornit iarăși înspre noi. Și datorită Ucrainei, noi astăzi trăim în pace. Makeyev Alexandru, satul Hârtop. Prăjică Vasile, orașul Cimișlia. Manifestarea s-a încheiat cu depuneri de flori la Monumentul Eroilor. La războiul de la Nistru au participat aproximativ 400 de locuitori ai raionului Cimișlia. Peste 100 dintre aceștia au fost polițiști.